Consilierului județean liberal Tudor Plăcintă nu i s-a părut bună inițiativa proiectului de hotărâre, susținând că doar cei care lucrează în situații reale de risc ar putea beneficia de aceste compensări. Și pot să înțeleg dacă la unei instituții subordonate Consiliului Județean să cere concediu de odihnă suplimentar pentru condițiile în care se lucrează. Și știu, de exemplu, de la muzeu, mai ales la restauratori sau care lucrează cu diverse substanțe chimice și așa. Dar totuși am citit într-un buletin aici pentru 200 de persoane din cadrul Consiliului Județean să cere concediu de odihnă suplimentar pentru că lucrează la calculator. Nu știu câți din țara asta și din județul ăsta lucrează la calculator, mai ales dacă ne gândim la cei din mediul privat. Haideți să analizăm cu atenție lucrurile astea. Nu știu că și cei de la drumuri, de exemplu, și marea majoritate a direcțiilor din Consiliul Județean, ăsta e factorul care determină această cerere pentru concediul de odihnă suplimentar. Vor fi îndreptățite lucrurile, dar eu zic să le discutăm mai serios, pentru că a venit și a cere concediul suplimentar pentru 200 de persoane care lucrează la calculator, să-mi fie iertat, dar nu cred că e ok, nu cred că e în regulă. Eu am provocat discuția pentru că mi-a sărit în ochi lucrul ăsta. Vă spun, nu neg că foarte mulți care lucrează medii toxice, medii deschise, medii cu mucegai la arhive, la minuni, da, îi consideră îndreptățiți. Dar să cerem pentru 200 de persoane care lucrează la calculator, iertați-mă. Președintele Consiliului Județean Suceava, Ioan Cătălin Nechifor, a precizat că aceste zile de concediu sunt propuse în urma unui buletin de expertiză și pe baza unei legi în vigoare, astfel nimic nefiind nelegal. Apreciez punctul de vedere și sper că atunci când v-a sărit în ochi nu v-a și dur, domnul consilier, domnul președinte. Ce să zic, noi nu am făcut chestiunea asta așa întâmplător sau că ni s-a părut nouă. În spatele acestor cerințe există acele buletine care sunt emise de către expertiza ta, respectivă a locului de muncă, cu condiții mai deosebite. Acum nu știu dacă ați văzut odată cum lucrează o doamnă sau un domn la contabilitate, când stă 8 ore pe calculator și când fișează o grămadă de cifre și când are într-adevăr încărcarea de timp de asemenea manieră. Pe de altă parte, susținând cele spuse de președintele CJ, directorul general al Direcției de Organizare a Achiziții Publice și Resurse Umane, Mihaela Elena Beldiman, a precizat că și cei ce lucrează la arhivă sunt motivați, însă financiar. Cei care lucrează cu spor de mucegai, în arhive, se dă un spor suplimentar, da? Între 15 și 25%, care este inclus sau nu în salariul de bază. Deci aia beneficiază și de un spor în bani. Pentru cei care lucrează la calculator, în baza expertizării respective a locurilor de muncă, bineînțeles, se propune un număr de zile, între 3 și 10 zile, pentru fiecare din cadrul autorității. Dacă DSP-ul a considerat că în continuare putem avea acest beneficiu ca și salariați, pentru că munca pe calculator presupune muncă de 7-8 ore în administrație, aproape pentru tot personalul, exceptând cel de muncitor, personal de deservire. Și acest spor îl avem întotdeauna în cadrul Consiliului Județean. Am avut spor în bani până în 2010. Din 2010 sunt zile de concediu suplimentar.